Mâncare fast food și băuturi carbogazoase. Așa arată în ziua de astăzi un pachet la modă în rândul elevilor. O vezi la orice colț, în apropierea școlilor, acolo unde zeci de copii se adună în jurul gustărilor pline de aditivi periculoși. Consumul de fast food poate fi devastator pentru un organism în creștere. Produse de tip fast food, produse de patiserie, sandvișuri reci, alături de nelipsitele băuturi carbogazoase. Oricare ar fi alegerea, tot nu este una sănătoasă. Iar când demodatul pachetel pentru școală este înlocuit cu bani de către părinți, tentația este și mai mare. Chiar dacă știu riscurile, elevii schimbă greu gustarea plină de euri. Păi, de obicei, sandvișuri, cumpărate de la șaurmerii sau ceva de genul, și cam atât. Și ceva de patiserie. Deci alegi de obicei mâncarea fast food sau patiserie? De obicei fast food. Dar de ce alegi fast food-ul? Nu știu, mi se pare mai bună decât patiseria. Ok, dar te-ai gândit să adopți un stil de viață mai sănătos și o alimentație mai sănătoasă, de genul să consumi fructe sau legume? Păi eu nu sunt genul responsabil, nu pot să mă țin de o dietă anume. Mănânc orice. Am înțeles. Consum băuturi energizante de tip cafea sau sucuri? Nu consum. Doar suc, atât. Elevii declară că nu pun preț pe o alimentație corectă. Din lipsă de timp, aceștia apelează la mâncare gata făcută, spunând că le este mai comod așa. Uneori, chiar pentru că locuiesc singuri și nu le asigură cineva mâncare gătită, ei sunt nevoiți să mănânce mâncare de tip fast food, fiind cel mai accesibil fel de mâncare. Medicii atrag totuși atenția că aceste produse sunt foarte periculoase pentru un organism în creștere și chiar creează dependență. De obicei, pachetul tău zilnic de la școală? Depinde de zile. De cele mai multe ori prefer să îmi iau mâncare de la fast food, pentru că eu locuiesc singur aici și mi este greu să-mi gătesc singur și asta este mai bună opțiune. Consum băuturi energizante, de exemplu cafeaua sau energizantele de pe piață? În mare parte nu prea. Am într-adevăr energizatorul care îmi place, Mountain Dew, doar că îl consum în cantitate mică, deoarece mai am și anumite probleme și îmi face rău. Crezi că o alimentație sănătoasă te-ar putea ajuta în procesul instructiv educativ, adică ai putea să fii mai energic pentru ore? Da, total de acord, pentru că o dietă mai bună automat duce la mai multă energie și automat ne-ar ajuta să fii mai bun la școală. Ai fi dispus să renunți la pachetul tău zilnic de acum, în stadiul în care este acesta, adică la fast food? Nu aș putea. Și să-l înlocuiești cu ceva, de exemplu, ca mai sănătos, ca fructele? Nu cred, nu. M-am obișnuit deja de prea mult timp să mănânc fast food și e greu. E, putem zice că e un fel de dependență. Ce consumi tu de obicei într-o zi la școală? Nu știu, depinde. Deci de zi, sandwich-ul la Aurora, aici lângă noi, ori ceva din Carrefour Market, aici, în Decebal. Deci de obicei alimente procesate, ceva de tip fast food. Da. Nu, deci încerc să le evit, sandwich-urile de multe ori, dar ajung la ele că e mai rapid și... La mai la îndemână. De obicei, din lipsa timpului de a-ți prepara ceva mai sănătos, nu? Da. Păi, mănânc de la forneti, suc nu mai beau, energizante nu beau de fel, doar apă. Încerci să adopți o dietă mai sănătoasă? Da, cât e posibil. Crezi că o dietă mai sănătoasă cu o alimentație mai corectă ți-ar putea îmbunătăți procesul instructiv educativ? Da. Cadrele didactice au observat că în pachetul elevilor din zilele noastre lipsesc alimentele sănătoase și că tot mai mulți elevi apelează la alimente de tip fast food pentru a se hrăni. Acest obicei nu este deloc unul sănătos și are un impact deosebit care se reflectă în starea de spirit pe care o au elevii la ore. Elevii din zilele noastre consumă de obicei alimente fast food. Alimentația lor este bazată mai mult pe aceste produse fast food, fie datorită faptului că le consideră mai sățioase, mai, eu știu, nu prea consumă fructe și legume, mai ales în fructele în stare proaspătă, sub nicio formă, nu am observat acest lucru, nu consumă mere, nu consumă banane, fructele de obicei sunt excluse din alimentația lor. Credeți că o alimentație mai sănătoasă i-ar putea ajuta pe elevi în procesul instructiv educativ? Le-ar putea da mai multă energie? Exact. Alimentația sănătoasă creează o bună dispoziție, în primul rând, și ceva, o învățătură mai bună, o cale de deschidere spre cunoaștere, o energie.
pozitivă. Protecția consumatorilor trage un semnal de alarmă. Într-un singur hot dog găsim aproape 30 de aditivi alimentari și 15 grame de sare, de 3 ori mai mult decât cantitatea zilnică recomandată de OMS copiilor peste 11 ani. Cum arată totuși un pachet sănătos pentru elevi? Un fruct alături de un sandwich cu pâine neagră, o șuncă de calitate și neapărat legume ar trebui să facă diferența.